Arte vizuale și abilități practice. Autor, Florentina Vărtosu Toma, expert RED în educație tehnologică. Narcise, prin tehnica colajului cu materiale textile reciclabile. Această activitate se încadrează la competența specifică 2.4 din programa școlară și anume modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare. Iată care sunt materialele necesare. O bucată de pânză de culoare deschisă, fibră de sticlă, feltru galben și verde, 3 năsturei portocalii, 2 bețișoare de bambus, șnur și lipici. Uneltele de lucru necesare sunt următoarele. Foarfecă, pistol de lipit cu batoane de silicon sau lipici, creion și cutter opțional. Etapele de lucru sunt următoarele. Confecționarea suportului, confecționarea florilor și frunzelor, asamblarea prin lipire, expunerea. Realizarea suportului se face din material textil de culoare neutră. Decupați cu ajutorul foarfecii, îndreptând de pânză cu lățimea de 15 cm și lungimea de 30 cm. Îndoaie pe verso câte 2 cm la capătul superior și cel inferior, apoi lipește cu ajutorul pistolului de lipit la ambele capete, astfel încât să se formeze câte un buzunar, ca în imaginea alăturată. Introduc câte un bețișor de bambus în fiecare buzunar format, conform imaginii de mai sus. Decupează un dreptunghi de fibră de sticlă sau din alt material plastic pe dimensiunea materialului textil. Fixează bucata de fibră de sticlă în puncte de lipitură pe pânză cu ajutorul pistolului de lipit sau al lipiciului. Înnoată șnurul la ambele capete ale bețișorului superior, iar cu ajutorul cutterului taie vârful ascuțit al bețișoarelor de bambus. Manevrează cu atenție cutterul. Imprimă șabloanele florilor pe o coală de hârtie, apoi decupează-le cu ajutorul foarfecii. Cu ajutorul creionului, conturează șabloanele florale pe materialele textile reciclabile alese. Decupează petalele cu ajutorul foarfecii. Două șabloane de petale se suprapun și se lipesc într-un punct de lipitură cu ajutorul pistolului de lipit. Apoi se lipește deasupra un năsturel decorativ. Și iată, florile sunt gata. Confecționarea tulpinilor se face prin decuparea a 3 dreptunghiuri mici, subțiri, din material verde, ca în imaginea alăturată. Desenează și decupează un semicerc din material de culoare verde. Franjurează-l cu foarfeca ca în imaginea alăturată. În etapa de asamblare, lipește pe suport toate tulpinile, florile și frunzele cu ajutorul pistolului de lipit. Lipește tulpinile pe suport cu ajutorul pistolului de lipit. Lipește florile pe suport prin puncte de lipire cu ajutorul pistolului de lipit. Lipește firele de iarbă după preferință. Și iată, colajul este gata. Felicitări, ai reușit! Expune lucrarea ta.
Colajul poate fi realizat și din fire textile, din hârtie gumată sau cartonată. Îți mulțumesc pentru atenție!